Ok, deci încercăm să facem problema asta. Până acum nu mi-a ieșit unic, da? Bine, nu mi-a ieșit din cauza că... N-am vrut să-i explic atunci cuiva că erau atunci rapid și am încercat câteva variante rapid, dar din cauza că este cu bitsetul ăsta, trebuie să fie puțin cel mai altfel făcut abordarea. Am zis că le-o fac și le-o dau după aceea, dar să o facem acum împreună. Care e faza cu bitsetul ăsta? Deci, hai să înțelegem din problema ca să trecem din cauza de nevoie de structura asta de bitset. Stai puțin, da. Ok, hai să citim deci problema și să vedem puțin din ce cauza am nevoie de bitsetul ăsta. O chestiune la care mă uit este că am nevoie de 0,2 MB de memorie, da? Asta am voie să folosesc. E o limită foarte strânsă. Și hai să citim problema. Dându-se un set de numere naturale, se determine câte dintre ele apar o singură dată. Ăsta ar putea să fie făcut cu un vector de frecvență. Vector de frecvență ar putea să spun că îl număr și dacă văd că apare 1 o singură prin numărul respectiv, atunci înseamnă că este... că este apar o singură dată. Dar dacă aș folosi un vector de frecvență și aș număra de câte ori apare, din cauza că am 200.000 de numere, îi spune că sunt numere cite vor fi mai mici decât 200.000, înseamnă că ar trebui să fac un vector de frecvență care să, fie, să aibă măcar 200.000 de elemente, pentru fiecare să pot contoriza de câte ori apare. Da? Da. Acum hai să vedem ce fel de tipuri de elemente aș putea spune. Aș putea spune ceva de genul tip int. Dacă aș spune de tip int, înseamnă că aș avea câtă memorie folosită. Păi un int are 4 octeți. Din cauza că am 200.000 de inturi, înseamnă că de fapt am 800.000 de octeți, iar 800.000 de octeți înseamnă 0,8 mega, care e mai mult decât 0,2. Da? Deci nu pot folosi int. Dacă aș folosi char, atunci aș face ceva genul 200.000 de charuri și charul respectiv, în momentul în care îl mă uit cât memoria am exact 0,2 mega de memorie, dar aici cumva... Ce se întâmplă? Risc ca să mai am nevoie de alte variabile care să mă deraieze puțin tău. Dacă, de exemplu, un număr apare mai mult decât 256 de ori, dacă apare 257 de ori, ajunge contorul respectiv iarăși pe 1. Poate că acum nu e neapărat să folosesc un vector de frecvență, ci aș putea să folosesc un vector care să aibă doar două unități. Adică dacă l-am găsit odată, îl pun pe 1. Dacă îl mai găsesc a doua oară, îl pun pe 2 și dacă îl mai găsesc a treia oară, nu mai pun în niciun fel, da? Pur și simplu, dacă am ajuns la 2, înseamnă că apare de 2 ori și nu mă interesează numărul respectiv, da? Nu. No. Și înseamnă că nu este unic. Să spunem că aș putea să fac chestiunea asta la nivel de char, dar și sunt șanse ca să ies afară din memoria asta, tocmai din cauza că văd că este restricția asta de tip bitset. Probabil că ar fi fost mai frumos să pun aici 300.000 ca să fie clar că nu o să meargă cu char, dacă aș pune char. Nu, no. Da? No. De când, deci dacă aș pune char, ar putea să intre în aia 0,2 MB de memorie. Ok, programul va afișa pe ecran numărul de numere care apar o singură dată în șir. Numele cite vor fi mai mici decât 200.000. Acum, aș putea să țin minte altfel numerele astea, să țin minte în felul următor vectorul. Dacă găsesc, deci am un vector care să aibă doar biți, care să conține doar biți, 0000000. Și pe aici, în momentul în care am găsit o dată un numărul respectiv, îl trec pe 1. Da? No. Și iar dacă îl găsesc una a doua oară, un alt număr, îl trec și pe ăsta pe 1, da? Unde ăsta este poziția, da? Să spunem că ăsta este numărul 0, numărul 1, numărul 2, numărul 3, numărul 4, numărul 5, numărul 6, numărul 7, 8 și așa mai departe, da? În momentul în care, deci ăsta ar fi un vector care să fie un vector de biți, ar fi aici. No. Da? Și atunci aș putea să mă gândesc, dar ok, când apare a doua oară, ce ar trebui să fac? Pentru că dacă eu l-am șters pe ăsta și l-am făcut 1, și l-am șters pe ăsta și l-am făcut 1, și l-am șters pe ăsta și l-am făcut 1, da? Pe tot așa se întâmplă. Când apare a doua oară, ar trebui să... Ăsta aici ar trebui să nu mai... Hai mai... Ar trebui să... Da? Când apare a doua oară, ar trebui să am... Să-l fac cumva să-l țin minte iarăși cu apărut o dată și să-l șterg de acolo. Dacă îl fac acum, din cauza că el este un bit, dacă l-aș face acum din nou 0, aș putea să mă gândesc că nu apar nicio singură dată. Și când apare a treia oară, aș considera că este o singură dată. Deci nu este ok. No. Poate ar trebui să mai am încă un vector de biți. Vector de biți. Al doilea vector de biți, care să-l trec pe 1, în momentul în care văd că deja am un 1 aici, înseamnă că ok, ăsta este duplicat. No. Deci eu, cu alte cuvinte, când găsesc un număr, când introduc un număr, dacă nu apare niciodată, îl modific, de exemplu 2, îl modific aici în șirul să-l fac 1,
Iar dacă apare în șirul ăsta 1, îl trec și aici ca fiind 1, da? Și în momentul în care apare aici... Și acum cum pot să văd care sunt unice? Sunt cele care au 1 pe în primul vector și care nu au asociat și un 1 al doilea vector, da? Nu. Deci, acum, vectorii ăștia, hai să vedem care este chestiunea cu bitsetul, pentru că de fapt asta era aici minunea asta de label aici cu bitset. Bitsetul ăsta mă ajută ca să fac o structură în care să țin minte efectiv biții. Deci efectiv țin minte doar valori care poate să fie 0 sau 1, nu poate să fie altceva. Da. Bitsetul ăsta nu se face de obicei la clasă, pentru că nu intră în programa școlară. De obicei se ocupă, se fac ăștia cu bitset, cum se numește, cei care se duc la olimpiadă, ca să fie mai ușor să optimizeze codul, pentru că acolo nu interesează efectiv dacă folosesc ceva ceea ce nu se poate da la școală, ci interesează doar ca să le iasă problema. Pentru că ei au, la fel ca și pe PB Info, de exemplu, teste de evaluare. În momentul în care ai un test de evaluare, iese sau nu iese. Nu mă interesează cum a ieșit sau cum nu a ieșit. Cu cât ieși mai multe teste de evaluare, aia este, da? Deci ei folosesc intensiv bitsetul, dar, atenție, bitsetul ăsta nu poate fi folosit într-un examen de admitere, de exemplu, sau într-un examen de bacalaureat. Din ce cauză? Tocmai prin cauză că nu face parte din programa de care spuneam, da? Nu. Hai să facem întâi varianta care este fără bitset, să vedem ce se întâmplă fără bitset, deci cum ar trebui să fie în mod normal. E varianta care e mai greu, ai puțin tel. Dar după aceea o să facem și varianta cu bitset care să fie mai simpluță puțin tel. Da? Și o să ne fie să sper să ne iasă problemele, dar să nu mai fie aici cu roșu, că am o grămadă de roșii aici, da? Probabil că am și o variantă în care am încercat cu chiar, dar cu toate că 0 scorul este chiar foarte, foarte mic. Sper să iasă. Dacă nu iese, m-a făcut de râs și nu mai postez video, știi? Cam asta este. Ok, dar dacă n-aș face cu bitset, ce ar trebui să fac? Ar trebui să țin minte, să am totuși 200 de mii de locații de tip bit. Adică care poate fi 0 sau 1. Acum ce știu? Știu de exemplu că int-ul, o să iau cu int-ul, da? Sau o să iau chiar unsigned int ca să nu mai bat capul cu primul bit de acolo. O să fie unsigned. Int. Ăsta, tipul ăsta are câți octeți? Dacă e o variabilă tipul ăsta, are 4 octeți, da? Adică sunt câți biți? 32. 32 de biți. Deci, eu acum, cât int-uri ar trebui să am nevoie ca să acopăr cele 200.000 de locații de memorie de care am nevoie? Păi ar trebui să fac 200.000, împărțit la 32 și de fapt mi-ar fi suficient atât de mulți, poate că plus 1 sau plus 2, ceva genul ăsta, mi-ar fi suficient atât de mulți care să dată de multe int-uri, da? Dăm un calculator aici frumușel. 200 împărțit la 32 egal cu... Deci, probabil că mi-ar trebui un, bă, când dă chiar numărul întreg, 6250. Nu. O să spun 6251. 6251. Deci un int, un vector, să spunem, de exemplu, un vector unsigned. Int, unsigned int, care să fie ceva de genul, hai să spunem, un VD6251. Ei, acum problema este că vreau să am două funcții. Una care să îmi seteze un bit să mi seteze în acest vector V, dar un bit care, de exemplu, îi dau pe o poziție între cât și cât, între 0 și 200.000. Deci vreau să am o funcție care să fie, de exemplu, setBit și să-i dau ca parametru un int poziții, care, de fapt, poziția asta poate să fie între 0 până la 200.000. No. Și care să-mi seteze bitul respectiv din șirul ăsta de biți. Aici sunt 6251 ori 32 de biți, da? No. Și o să-mi seteze pe unul dintre ei, pe cel care este poziția respectivă. Ăsta cu set bit n-are nimic aici, n-are niciun fel de... Nu returnează nimic, aici trebuie să fie un void. No. Ok, și o să vedem ce o să fie aici prin acest set bit. Și o să am undeva o funcție care spunea să am un get bit, care trebuie să iau un int, tot la fel, să spun care, de pe ce poziție vreau respectivul bit și care să returneze efectiv
Dacă este 0 sau 1, ăsta poate să fie și un tip boolean, dar poți să-l punem aici să fie de tip int, de exemplu, da? Ca să fie mai... Și acum trebuie să vedem cum procesăm chestiunile astea. Evident că trebuie să lucrăm pe biți. Ca să lucrăm pe biți, hai să ne aducem aminte puțin de operațiile care sunt posibile pe biți de aici, da? Știu că le-am mai făcut, dar nu contează dacă... da? Ce operații să-ți aminte? Cum erau operațiile astea? Te pun să interacționezi și tu acum, să te văd și pe tine. Da. Păi era și logic. Era un și, deci și ăsta ce făcea? Deci puteam să fac, de exemplu, un P și 1. Ce reprezintă chestiunea asta? Păi... Dacă aveam 2 bits egal cu 1, după ce făceam și logic pe ei, bitul tot pe 1 rămâne setat. Cum? Deci dacă făceam... Mai spune o dată. Dacă aveam 2 bits pe aceeași poziție egal cu 1, adică după ce făceam și logic pe ei, tot pe 1 rămânea bitul. Ok, deci la asta când spun 1, asta înseamnă că de fapt are un... Care bit este setat? Cel mai din dreapta, nu? Da. Deci cu alte cuvinte, am un P, care poate să fie ceva, niște bits oarecare, dar dacă aici la sfârșit este un 1, în momentul în care fac și logic cu el de aici, îmi returnează tot un 1 aici, da? Da. Pe când dacă aici ar fi fost 0, aici mi-ar fi returnat 0. Deci, cu alte cuvinte, ăsta de aici returnează, această operație returnează ultimul bit. A lui P. Asta face, da? Da. Dacă ar vrea să returneze penultimul bit al lui P, atunci trebuie să fac așa un P și probabil că ar trebui să pun 2. Dar 2-ul ăsta nu o să scriu 2, ci o să scriu ca fiind... o să scriu ca fiind 1 shiftat la stânga cu un bit. Da. Ca să spun că este bitul, nu este bitul de poziția, asta este poziția 0. Spun că este bitul de poziția 1, unde 1 înseamnă shiftarea asta, da? Că l-am shiftat în stânga cu un bit, da? Da. Deci cu alte cuvinte, asta poate să fie între 0 până la 31, da? Că de fapt am 32 de poziții într-un int dintre asta. Ok, acum cu ăsta, cu și-ul ăsta, ce pot să fac? Pot să preiau foarte ușor un bit. Adică ce se întâmplă? Dacă mie îmi dă P și, spune un singur și, da? P și 1 shiftat la stânga cu K, dacă ăsta îmi dă true, deci if chestiunea asta, înseamnă că pot să returnez return 1. Sau pot să returnez chiar valoarea asta, de fapt, da? Da. Dacă el este 1, atunci este true, da? Deci ăsta ar trebui să fac așa. Dar acum trebuie să mă gândesc că asta este într-un singur int. Eu am aici mai mulți int, mai multe inturi. Când am poziția asta, ar trebui în primul și în primul rând ca să-mi văd seama în care dintre inturile mele se află acest element. De exemplu, dacă vreau poziția de la 0 până la 31, să află în VD0. Da. Dacă vreau poziția că să fie între 32 și 63, să află în VD1 ăsta, da? Deci ar trebui ca să fac poziții supra... Ca să aflu pe cei în care vezi să află. Hai, gândește la câte sunt parte. Uite, îți dau așa un indiciu. 32 puncte puncte 63. Ăsta trebuie să fie VD1. 64 până la 100, până la 95 este, nu? Da. Așa că se cu 32 mai mult, cu 31 mai mult, nu? Asta trebuie să fie VD2. Și de la 96 până la 126, stai că ceva nu mi-este mie aici, așa puțin, dar 32, 63, 64, 95, 96, 127, da? Așa trebuie să fie. VD4. Păi atunci la 32. La 32, da? Că, de exemplu, dacă vreau bitul de poziția 48, 48 supra 32 îmi dă 1, cum mint, știi? Când, așa, da? Deci, cu alte cuvinte, eu ca să preiau, hai să văd cum aș prelua bitul respectiv, că, de fapt, asta fac cu și-ul respectiv. Cu și-ul ăsta pot să preiau un bit, da? Da. Deci aș putea să fac ceva de genul să
Hai vedem cum aș putea să iau. Aș putea să iau bitul care să fie. Deci aici trebuie să fie în primul rând ans. Nu. Unsigned este pe V-ul meu. Deci return. Da. VD poz supra 32. Ok, ăsta o să returneze un Da. int aici și o să spună care este Da. elementul respectiv. Și acum ar trebui să-l shiftez la stânga. Dar acum cu cât îl shiftez la Da. stânga? Cu ăsta și, fac și logic. 1 Da. shiftat la stânga cu... Păi hai să văd acum așa cum ar trebui să-l shiftez la stânga pe ăsta. Pe unul ăsta, ca să-l ajung pe poziția respectivă. Deci dacă eu, de Da. exemplu, am numărul meu care este P8, care are ceva de genul așa, 0000, puncte, puncte, 00, și aici spunem că am un 100. Și aici vreau să fie, ăsta este, vreau să văd pe cel care este poziția a treia, da? Se spune Da. că aș face get bit de 3, da? Dacă Da. fac, ar trebui să fie, sau get bit de 2, de fapt, ar trebui să fie ăsta, că ăsta este 0, 1 și 2, da? Da. Înseamnă că ar trebui să-l shiftez pe ăsta cu două unități mai în stânga. Da. Dar dacă este, dacă ăsta nu este V de 0, ci este V de 1, deci în V de 1 înseamnă că, de fapt, poziția mea ar trebui să este cu 32 plus încă 2 mai mult. Ar trebui să fac modulo 2, modulo 32 la respectiva valoare ca să înainte să o Da. shiftez. Deci ar trebui să fac poz la 132. Da. Ok, așa ar trebui să fie. Și dacă îl shiftez, dacă fac chestiunea asta, el ar trebui să returneze mie valoarea 1 sau 0. Probabil, da? Hai să încercăm să Da. facem deocamdată chestiunea asta cu get Da. bit-ul ăsta în code blocks. Moment, să deschid mai. File new project. Next, next. Google info underscore. Asta era 4015. 4015 se numea unique. Finish. Ok. Deocamdată vreau să fac asta cu, spunem ca mine, unsigned Da. int v de, câte erau acolo, așa, 6251, 6251. Ok, și vreau să fac o funcție int get bit de int poz care să returneze return V de poz supra 32, V de poz supra 32, shiftat la stânga cu anul și, și, cu un singur și aici, Nu. 1 shiftat la stânga cu poz la 132. Nu. Așa ar trebui să fie, ia să vedem. Hai să punem și o paranteză de aici până aici. Hai să vedem dacă funcționează. Dacă îl pun pe... inițial sunt toți, din cauza că declara global, toți sunt 0. Deci dacă îl pun pe V de 0 egal cu... să-l punem egal cu 4. Asta înseamnă că ar trebui să fie ceva de genul V de 0 să fie 0000 puncte puncte 0100. Cam așa ar trebui să fie 4, da? Nu, no, Așa, așa îi dau cout get bit de 012 ar trebui să fie, da? Ca să-mi dea nu. No. 1. Să văd dacă îmi dă 1 ăsta. Și rulez ăsta și îmi dă 4. Bine, îmi dă 4 ăsta că din cauza că el returnează efectiv valoarea cu și-ul ăsta, logic. Dacă vreau să returneze Nu. No. chiar 1, ar trebui să pun... Dar oricum, el îmi dă ceva genul true, cu alte cuvinte, da? Da, Adică da. nu, dacă vreau să fie bitul 1, ăsta îmi dă ca fiend 0, da? Orice alt bit îmi Da. dă 0. Hai să facem să Da. returneze chiar 0 sau 1, ăsta să nu returneze 0, 1, 2, 3, 4, să returneze valoarea bitului, da? Da. Bitului poziției respective, ca să fie exact ca la un vector caracteristic, da? Să fie exact pe, ca un flag, da? Da. Aș putea să pun return. Vedi poz și ăsta egal cu 1. Și dacă este condiția asta este îndeplinită, atunci o să returnezi 1. Dacă nu este îndeplinită, Nu. atunci o să returnezi 0, da? Nu. Este o condiție booleană și cu alte cuvinte ne returnează mie boolean. Ăsta este un boolean, dar booleanul îl vede ca fiind 0 sau 1 și din cauza asta el Da, chiar da. returnează în 0 sau 1, da?
Ok, și acum ar trebui să, dacă pun aici, ar trebui să-mi dea 1. Hopa, îmi dă 0. A făcut ceva aici. Deci dacă ăsta e egal cu... A, păi ăsta era egal cu 4, stai puțin tăl. Trebuie să pun mai mare ca 0, de fapt, da? Ah, da. Că returna va avea 4 din aur, da. Deci asta acum returnează un 1. Iar dacă Da. aș încerca orice alt bit, hai să facem un for ca să ne convingem. For i egal cu 0, constituie mai mic decât 64, punct și virgulă i plus plus, ca să-i pun și pe celălalt doilea octet. Da. See out get bit de i, să zic așa, da? Și acum o să mi-l Da. returnezi, dar o să mi-l returnezi în ordine inversă, că faci for de la 0. Deci o să fie un 0, 0, 1, da? Da. 64 de bits. Și uite, 0, 0, ăsta e singurul care îmi dă 1, că restul 0 ori toate, da? Și Da. dacă mai fac și pe v de 1 egal cu 7, ar trebui ca la un moment dat să-mi găsească pe pozițiile care? Pe pozițiile 32, 33, 34 să fie iarăși câte un 1. Nu. Ok, acum nu pe care îmi vine să număr eu care sunt 32, 33, 34, dar ăștia sunt 3, ar trebui să fie, da? Nu. Ia vedem. Îmi spune asta pe ce poziție se află? Nu îmi spune pe ce poziție se află. Da, este cam pe la mijloc, pe acolo, da? Hai, Da. vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Hopa, asta e că ceva în neregulă. A, bă, nu, că-s primii 32. Ăștia-s primii 32 care reprezintă de Nu, la 0, nu. de la poziția 0 până la poziția 31, da? După Nu, care urmează poziția 32, 33 și 34, cum am spus, da? nu. Nu, nu. Da, poți să facem așa, see out. Slash n și apoi să facem get bit de 31, de 31. Și asta trebuie să-mi dea 0, să fie 0 de aici. Și dacă fac bit de 32, ar trebui să fie primul 1 care urmează după aceea, da? Da, da, 1 da. ăsta care este cel de aici. E ok, deci funcția asta trebuie să funcționeze, să meargă cum trebuie, da? Da. Ok. Hai să facem acum și una care setează bitul. Acum, cum aș seta un bit? Ca să setez bitul pe poziția respectivă, poziția o găsesc tot la fel, da? Uite Da, așa. Și acea, ca să setez bitul, ar trebui să pun un v de poz slash 32, să-i pun cu da. sau logic să-l pun sau pe bits, Da. da? Da, Pentru că la sau pe bits, deci un alt operator pe care îl știm noi este sau, care se face așa, pe da. bits, da? Și dacă am un p care e egal cu 0000 puncte puncte 0000, așa, și pot să pun și niște 1-uri pe aici, spunem că ăsta ar fi fost aici un 1 în locul ăsta, aici ar fi fost 1, 0, 0, 1. Și vreau să setez, de exemplu, pe bitul ăsta, trebuie să iau un bit de 1, să-l shiftez până ajunge în locul ăsta, și apoi când fac sau logic între cele două, deci bitul ăsta deja Da. îl shiftăm așa, o să iasă 0, 0, 1, 0, puncte, puncte, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, da? Da. Ok. Bitul ăsta când îl shiftez de fapt cu atât de mult. Da. Și, de fapt, cel pe care îl alterez este tot V de poz după 32. Da. Ok? Deci, ca să setez bitul, n-am nevoie de ăsta, pot să pun aici void, pentru că nu returnez nimica, set bit. Și o să fie sau logic aici. Bineînțeles că acum, dacă nu returnez nimica, n-am nevoie de condiția asta cu if-ul respectiv. Doar trebuie să spun că V de poz supra 32 sau, dar aici trebuie să mai spun că sau e egal cu va de aici, adică cu alte cuvinte să Nu. fac ăsta egal cu, pot să fac și așa, V de Nu. poz supra 32 este egal cu ăsta, cu el însuși sau va nou care este, fapt, bitul care se adaugă. Da? Sau Da. pot să scriu direct sau egal, ca să fie, da? Este Da. echivalent cu egal cu va lui sau celălalt. Ok, hai să facem așa. Set, ca să vedem dacă merge, set bit de, putem să mergem până la cât? Până la 200.000 era ideea, da? Da. 187.000. Și apoi see out, get bit, ar trebui să-mi dea 1, da? În mod normal, din cauza că declarat global sunt toți 0, ar trebui ca ăsta să seteze bitul respectiv, era să trebuie să-mi dea 1 acum, dacă dau, Da. da? Și mi-l afișează pe 1. Înseamnă că Da. este ok, Da. da? Deci cu funcțiile astea două, de setare, de obținerea unui bit și setarea unui bit, obțin și setez un bit din acest malder de 8 ori 6251
de bits, da? Nu 8, 32, 6251, da? Da. Care e egal cu, era 200.000 și 32 aici, că luasem cu 1 Da, mai mult, da. parcă, da? Da, Ok, deci acum pot setez și bitul oricare, 0, 1, 2, 3, care vreau eu, da? da. Da. Bine, acum să revenim la problema noastră cu numerele noastre unice, să vedem dacă ne iese figura. Ce vreau să fac? Dându-se un șir cu n nume naturale, să se determine câte dintre ele apar o singură dată. Acum, numerele astea vezi că nu spun la început câte sunt, îmi spune doar că se dau. Da. Există o metodă ca să pot să îl opresc șirul ăsta De citire. din citire, dar mi s-a blocat calculatorul. Așa, s-a deblocat, da? Da. Ud PC, cum ar spune unul dintre prietenii mei. Deci, ca să pot să îl... Mamă, stai puțin, se întâmplă ceva care este cam... Un moment. Este o metodă ca să pot să-l opresc din citirea asta, să face cu Ctrl Shift C. M-am uitat acum undeva și încă asta am făcut o pauză. Deci ideea este că când dai Ctrl Shift C, este ca și cum ai face, dacă știi când citești într-un fișier, poți face un while seeing, while fiin, da? La fel și aici poți face un while seeing. Și while seeing-ul respectiv se oprește în momentul în care îl dai combinația de taste Ctrl Shift C. Am Mie înțeles. nu-mi prea place chestiunea asta. Mai degrabă aș, din punctul meu de vedere, mai degrabă aș pus ceva genul când se întoarce valoarea minus 1, considerăm că am terminat de introdus, da? Dar, Da. mă rog, să merge și în felul ăsta, da? Hai acum să facem bucățica asta cu citirea. Deci, while seeing, și aici scriem de, seeing de un K. Hai să facem aceasta, să declarăm un minut K. Cât timp putem să-l citim pe K? Și aici o să scriu aici undeva ca să nu uit că nu este o chestiune care Ctrl plus Shift plus C ca să oprească acest while. Deci cu alte cuvinte, introduc valoare până când l-am dat, introduc Ctrl Shift C și atunci se blochează, adică iese afară din while-ul ăsta, da? Ce ar trebui să fac? If, și acum ar trebui să dau get bit de... deci cum am spus că facem problema? Dacă cumva este setat bitul din primul vector, dacă erau aici cei doi vectori, ăsta și cu al doilea, și trebuie să am deci doi vectori care să fie de tipul ăsta, o să fie un vector V de 6251 și încă un, hai să spunem un U și V, da? U este primul, U ăsta înseamnă că dacă e aici, înseamnă că apare o dată. Dacă e și aici, atunci apare de mai multe ori. Deci acum, dacă get bit-ul ăsta de poziția K, ăsta ar trebui să-mi facă, să-mi caute din vectorul U acum. Hai să facem, să punem aici un U și să testez tot în U, da? Dar aici trebuie să facem, hai să facem un get bit U, că poate am nevoie și de celălalt și get bit U și set bit U. Și să facem, deși aș putut aici să dau undeva vectorul pe care vreau să fac setez, că ar fi fost mai frumoasă funcția respectivă, dar ca să fie mai rapid, așa punem, facem funcții de astea care să fie, nu-i chiar frumos, chiar nu-mi place. Hai să facem cum trebuie, dacă nu-i... o să pun aici undeva int poziție, virgulă, int a de paranteză, paranteză, să spunem, da? Și aceea o să fie virgulă, int a de paranteză, paranteză, care o să-mi spună că setează în vectorul a și ultimul ca parametru și vectorul. Deci dacă get p de k, virgulă u, dacă ăsta este, returnează u, deci dacă intră în if-ul ăsta, atunci înseamnă că ceea ce trebuie să fac, deci dacă deja au găsit o dată în U, înseamnă că trebuie să fac set bit de K, virgulă V. Indiferent că el era setat sau nu era setat, dacă îl setez din nou, se pune acolo, se face sau logic. Cu 1 sau logic cu 1, îmi dă tot 1.
Else, aici else, aș putea de fapt să fac un else sau aș putea din prima să test tot timpul din bitul castle, să test tot timpul un U, pentru că l-am citit măcar o singură dată. Da. Deci pot să fac else dacă, dar acum din cauza deja am făcut un if și deja am if-ul respectiv, în else-ul ăsta intră numai dacă oricum faci testarea respectivă. Și atunci fac Da. acest set bit de k,U. Deci, dacă îl găsesc aici, îl setez și în V. Dacă nu, îl setez în U. Asta înseamnă că îmi apare prima oară, sau nu, marchez prima apariție. Aici, de fapt, este cel puțin a doua. Adică el o să marcheze și apariția a treia, a patra, dar nu mă interesează, da? Și acum, de fapt, eu ar trebui să contorizez acei biți. Deci fac un for de la 0 până la 200.000, cât am eu numerele mele, și verific câte dintre ele au setat doar bitul din U și nu au setat bitul din V. Ok? Cum fac ca să văd... cred că tot de get bit, de U și get set bit. Deci funcțiile astea, get bit și set bit, aici trebuie să mă folosesc de ele, că... Aici era unsigned int. Că așa erau șirurile mele. Merge și cu sign dacă vreau, dar ca să fie mai... reprezentarea să fie mai... bitul la primul de semn. Chiar dacă pot să-l folosesc chiar și așa, chiar dacă e cu bitul de semn, dacă vreau să folosesc inturi. Deci aici trebuie să fac un for. Inutul e egal cu 0 punct și e mai mic decât 200 de mii și 1, cred că. 200 de mii 1, pentru că spunea că numerele poate să fie între 0 și 200 de mii inclusiv sau mai mici. Mai Mai mici, mici. cred că strict. E, deci dacă strict, înseamnă că pot să fac mai mic strict decât 200.000 aici. Și probabil că și șirul s-ar putea să fie doar 6.250 dacă vreau să fiu cu adevărat zbârcit. Init contor egal cu 0. Și aici if get bit de bit de poziția i din vectorul u egal cu 1 și logic cu not get bit de poziția i cu v, pentru că ăsta o să-mi returneze 1 numai dacă ăla e setat pe 0, da? Atunci fac contor plus plus. Ok, și la sfârșit doar afișez out. Bine, acum poate să zic că este puțin tel cam prea lucrat pe bits și cu negații și cu chestiunile astea, dar vedem acum și ca și varianta care este cu bitset, care s-ar putea să fie, adică o să fie mai simplu puțin tel, da? Hai să vedem dacă merge deocamdată așa, problema. Punct și virgulă, ce am făcut aici? M-am uitat să spun. Evident. Așa. Și în inputul ăsta aveam la problemă. Trebuie să dau așa și apoi să dau un control shift C, control shift C. Și mi-a afișează 0. Nu e bună treaba. Ok, trebuie să facem puțin tel debugging, să vedem ce se întâmplă. Dar ce care să faci un de debugging, se pare că nu-i control shift C ăsta îmi oprește de tot programul, execuția programului și mi se afară, deci n-are nicio legătură. Control C o face cancel. Ăștia spun că prin control CTRL plus D ar fi în Linux sau în Windows ar fi control Z, dar de fapt nu mi-a mers nici cu una, nici cu cealaltă. Și de fapt trebuie ca atunci când citesc informația asta care este syncau, să-i dau un slash 0 și atunci când îi scriu slash 0, el o să oprească din citit. O să vadă ca și cum ar fi EOF-ul, da? Hai să vedem din nou rularea programului, dacă ne iese tura asta. Da, stai că am scris altceva acum, să iau input-ul meu de pe de aici. Și scriu slash, așa era? Nu, era invers, slash 0 așa. Inversi, da. Așa. Și îmi scrie 2, da? 2-ul ăsta este. Hai să vedem dacă găsesc, facem mai execută o dată ca să vedem și un alt case. Dacă iau pe asta care avea deja 2, îl pun acum așa pe 100, îl pun și pe 120, îl pun așa pe 100 și ar trebui să-mi iasă 3 acum, da? Da, ok, cred că ăsta ar trebui să fie programul care vreau să-l am. Vedem dacă acum funcționează, dacă mai îmi dă cu roșu, ar trebui, sper eu, să nu mai îmi dă cu roșu, să-mi dă cu verde. Ia uite. Da. Ok, acum,
Treaba asta cu biții, deci asta este o chestiune care n-are nimeni cum să spună că, băi, n-ai învățat-o la școală, pentru că se învață operatorii ăștia pe biți. Se învață destul de multe locuri, ei există, sunt operatori care sunt din cor, ca să zic așa. Deci chestiunea asta, în orice examen ai scrie-o, o să fie ok. Deci nu o să fie problemă nici în examen de bacalaureat, nici în examen de admitere, nicăieri n-are cum să fie. Numai că, vezi tu că e pe biți, s-ar putea să fie anevoioasă, dacă vrei să faci o problemă de genul ăsta ca să se meargă rapid, știi cum funcționează chestiunea asta, vrei să folosești alte fel de structuri de date ca să-ți fie mai simplu să faci problema asta. Și atunci să folosești bitset. Bitsetul ăsta se face ca să-l folosesc la un include aici. Include. Stai, hai să scriu un aici ca să fiu sigur că scriu bine, da? Yes, include. Bit asta. Ok, și bitsetul ăsta este se comportă ca un array, numai că acum o spun așa. Nu o să mai am vectorii așa de aici, că pot să iau din prima setez sau să am, deci nu o să mai am funcțiile astea. Aici o să am efectiv de 200.000 de elemente și o să fie un bitset. Și o să spun acum câte locații vreau să am pentru bitsetul respectiv și vreau să am 200.000. Și o să fie, primul o să fie U. Și la fel o să fie bitsetul ăsta, altul care o să fie cu V. Bitsetul ăsta este un obiect. Este un obiect din programare în tot obiect. Deci asta merge în C++, dar nu se meargă în C. Cealaltă mergea și în C. Aia de aur, da? Deci ca o spun că este un obiect din OOP, pentru că dacă pun exemplu U punct, aici vezi că am o groază de funcții care sunt funcții din OOP, reset, to string, tu nu știu ce chestiuni, funcții care nu le găsești în mod normal pe o variabilă tip int. De exemplu, dacă dau K punct, sau sunt și pe aici, bitset size. Aici, cred că înseamnă că confundă, că se pare că am. Nu știam că pe intro se puteau pune chestiile astea. Anyway, deci C în K, aici nu mai pun get bit de K, virgulă, ci pun, pur și simplu pun if bitul din poziția A, if U de K, îl folosesc ca un vector normal. Dacă U de K este setat, atunci pun V de K egal cu 1. V de K egal cu 1. Altfel, îl fac pe U de K egal cu 1. U de K egal cu 1. Ok? Aici pun tot la fel. Dacă if U de I și not V de I, îl controlizez pe asta. Și cam asta ar fi programul dacă ar fi să folosesc bitsetul ăsta. Da, dar ai grijă, ți-am spus că ăsta s-ar putea să nu fie acceptat de către, eu știu, în diverse examene, da? Hai să dau deci control C, să dau o soluție, să încerc să mai rulez toate chestiunea asta, punem un, da, îmi dă cum trebuie și probabil că dacă îl iau pe ăsta, hai să scriu aici undeva, că varianta cealaltă, mai complicată, dar tot așa mai acceptată, da? Ok, hai să vedem. Eu am pus un comentariu ăsta ca să fie aici, totuși. Așa. Ia vedem dacă și asta. Da, și asta ne dă. Bine, el aici având label-ul ăsta bitset, având label-ul ăsta bitset, probabil că s-a referit la a face chestiunea cu bitset-ul. Dar ai grijă că versiunea cu bitset ar putea să nu fie acceptată în anumite soluții, în anumite contexte, și atunci e bine să știi și pe asta la altă. Și vezi că scopul a fost ca să mă încadrez în cei 0,2 MB și chiar mai puțin am folosit acum cât? 6.000, 6 kg. Deci 0,06 am folosit din memorie, da? Nu mai puțin decât 2. Acum e interesant, dar dacă n-ar fi folosit și cu char, poate ar fi mers să facem un char dintre ăsta și să punem pe valoarea respectivă pe 1 sau pe 2. Hai să încercăm să facem varianta cu char, să vedem dacă merge. Sunt curios de treaba asta. Deci aș putea să fac un char U și doar U ăsta am voie să-l folosesc.
Pentru că dacă am 0,2 mega, s-ar putea să-mi fie ok. În TK-ul ăsta o să-l declar aici ca să fie local, să fiu să mă zgârcesc mai mult la memorie aici. If Da. UDK, ăsta dacă este 0, if UDK egal cu 0, atunci îl pun pe UDK egal cu... Aici era V. Aici era VDK. Deci dacă era 0, îl puneam pe... Nu, cum era aici? Asta puțin. Dacă era if UDK, deci dacă ăsta este egal pe 1, dacă este if Da. UDK egal cu 1 sau cu 2, atunci îl pun pe UDK egal cu 2 tot timpul. Dacă Da. nu, îl pun pe UDK egal cu 1. Da. Așa ar trebui să fie, ok. Și contor, if, aici număr efectiv câte sunt UDI este egal cu 1. Dacă este egal cu 1, înseamnă că apare o singură dată. Dacă nu, înseamnă că apare... Dacă apare 2 aici sau că apare 0, înseamnă că nu este 1 și înseamnă că nu e ce mă interesează pe mine. S-ar putea să meargă și cu chestiunea asta. Nu știu, sigur, dar hai să vedem dacă oricum, ca și întâi să testez ce ar, bine, aici ce ar UDI 200 de mii trebuie să fie pus invers. Așa, aici nu mă interesează chestiunea asta. Și inputul era ăsta. Îmi dă 2, dar s-ar putea... Deci acum e clar că folosesc mai multă memorie. Din ce cauză? Pentru că folosesc cei 200.000, dar folosesc și o variabilă locală INTK și ăsta. Deci folosesc 200.000 și puțin mai mult. Da? Deci este... S-ar putea să... Dar nu cred că se prinde chiar la două variabile. De asta eu dacă aș fi propus problema, aș fi pus, aș fi fost mai zgârcit. Aș fi pus 0,1 mega. Că la 0,1 chiar n-aveam cum să Da, fac. chiar, da. Trebuia neapărat să merg cu ăla, că ai văzut că asta folosește soluția asta folosește 0,063. Hai să testez și pe asta să văd dacă merge. Sau dacă îmi dă limite de memorie. A, uite, când dă exit de status. Asta probabil că e o chestiune de memorie, deci și-o dat seama cumva că folosesc mai multă memorie decât trebuie. Dar acum știu ce sunt curios dacă fac aici 1990. Ăsta folosesc INTK. Eventual ar merge contorizarea tot pe care am făcut-o. Da, aș putea să folosesc tot pe K asta. K-ul egal cu 0. Și să-mi fac K aici. Dar sunt 4 locații de memorie. Nu știu, chiar te tai că... Eu cred că, și ce se întâmplă? El, de fapt, are o restricție de memorie. În momentul în care vede că are mai multă memorie, automat îmi dă eroarea asta. Hai să mai testez puțin, trebuie să mai exagerez puțin, trebuie să mai... Probabil tot la fel o să-mi dea eroarea respectivă, din cauza că asta e la nivel de sistem de operare. Dar probabil că dacă aș seta aici să fie cu 4 mai puțin, ar însemna să fac 1, 9, 9, 9, 9 și 6, ceva de genul ăsta, nu? Ăsta trebuie să nu mai îmi dea eroare, ăsta trebuie să-mi dea o eroare din genul ăla, când n-am putut să... Acest să-mi dea o eroare, un răspuns greșit sau ceva de genul ăsta. Dar bă, zic, tot pe aici am de tot la fel. Deci se prinde cumva, cred că este puțin mai zgârcit decât data memoria asta, deci eu pot să zic Oricum, 0,2. când ieșiți cu eu ăla afară, în for. A, mai am și forul ăsta, da. No. Da, cam asta este cu biții și cu bitsetul ăsta. Eu prefer unde pot să iau funcțiile astea două, cât două funcții care trebuie. Le iau undeva și le dau copy-paste imediat, știi? Și fac setez într-un int, știi? Dar uneori este simplu să lucrezi și cu bitsetul respectiv și mai, să ține mai, pare mai ușor, știi? VDI, UDI 0, UDI număr, UDI poziție, știi? Din prima, ca să nu stau sub cap. Da. Ok.